Așa cum am spus-o de multe ori, așa cum am spus-o și în 2010 la instalarea actualei conducere a PDL Bacău, în PDL e nevoie de reformă. Poate cuvântul ăsta s-a cam demonetizat. E nevoie de deschidere, e nevoie să aducem oameni noi, să aducem oameni tineri, oameni de vârsta a doua, chiar și oameni de vârsta a treia.